În era industrializării există și românii care au renunțat măcar pentru o zi la fast food și au ales să guste dintr-un produs specific bucătăriei noastre. Păstrăvând cetina de brad, bragă sau bomboane dacice, toate pot fi găsite în acest sfârșit de săptămână la Târgul Național de Produse Ecologice, Tradiționale și Naturale de la Academia de Științe Agricole din Capitală. De la depărtare se simte mireasma bulzului ciobănesc. Rețeta ne-o spune Dorin Trișcă, cel care îl prepară. Aici se fierbe mămăliga, după aceea se pune acolo pe masă, se face bulzul care este acesta și se prăjește la grătar. Și nu doar bulzul a avut mare căutare, ci și păstrăvul adus tocmai din Palanca, județul Bacău. Pregătim păstrăv prăjit, mămăliguță și usturoi cu leuștean, pe lângă care mai avem păstrăvul afumat, păstrăvul în hârzop de brad și marinata din păstrăv. Tot la fel, toate sunt produse în gospodăria noastră. Am luat păstrăv prăjit, o bunătate și vă recomand eu să luați marinată de păstrăv, că este extraordinară, să știți, și nici nu se prea fac chestii de-asta prin București. Pentru desert, oamenii au trecut și pe la standul cu dulceață de topoloveni. Nu are zahăr adăugat, este foarte bogat în fibra alimentară, 34,2%, este permis la mâncare atât copiilor de 6 luni, până la persoanele bolnave de diabet. Pâine de casă și dulceață, văd că au dulceață de casă. E un produs foarte sănătos, zahăr aproape că nu mai consumăm deloc. Și avem încredere că e o miere cât de cât naturală. Oamenii au plecat acasă cu sacoșele pline. Târgul este deschis până duminică seară, dar producătorii promit că vor reveni și săptămâna viitoare.